Vă citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, 1 Corinteni 9, de la 24 până la 27. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiu? Alergați-ar în așa fel ca să capătați premiu. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.